Un fost consilier guvernamental spune că protestatarii ar fi trebuit mitraliați în timpul mitingului de vineri, nu stropiți cu apă. Mai exact, Cristian Bârdac, a fost consilier în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj care instigă la violență cu privire la românii din diaspora adunați în Piața Victoriei. Ulterior, acesta și-a șters postarea de pe Facebook. Un mesaj similar a scris și parlamentarul PSD Cătălin Rădulescu, cunoscut drept deputatul mitralieră. Rădulescu le-a transmis românilor adunați în fața executivului, citez, nu ne provocați că venim 1 milion și vă călcăm în picioare. Mulți lideri PSD însă au îndemnat la calm și pace.